informacija epidemiološka na nivelu žitelji sela. Pe care le primiți numărul persoanelor izolate, autoizolate la domiciliu este într-o permanentă schimbare. Înainte de a veni aici, ultima raportare a fost de 247 de persoane. Pe măsură ce se prelucrează datele, probabil până la sfârșitul zilei vom avea alte date. Noutatea pe care ați așteptat-o este că de ieri avem 3 persoane în carantină în locația pregătită. Aceste persoane sunt asimptomatice. La ora 10 o echipă de la DSP a plecat și a recoltat probe care se vor transmite cu celeritate la Institutul de Boli Infecțioase de la Cluj. Aș dori și eu, dacă se poate, un mesaj către izolați sau autoizolați. Avem o permanentă legătură cu dânsii. Îi sunăm zilnic, chiar de 2 ori, la cei care ne răspund, dar îi rugăm să răspundă. Îi rugăm să răspundă și să respecte măsura de autoizolare. Este spre binele familiei lor, este spre binele comunității în care locuiesc. N-am dorit să ne întâlnim cu o parte dintre ei pe stradă, pentru că amenziile sunt extrem de usturătoare și peste toată supărarea lor să mai venim și cu niște amenzi nu cred că ar fi potrivit. În plus, există un număr de persoane pe care noi le căutăm împreună cu sprijinul autorităților locale, cu sprijinul poliției. Chiar acum am 2 echipe care sunt în județ și caută persoane care nu au completat decât niște numere de telefon de Italia și niște adrese parțiale. Facem un apel către aceștia să sune la noi la DSP, să ne dea datele de contact, să-i putem monitoriza corect, pentru că așa este procedura și așa trebuie să fie spre folosul tuturor. Putem adresa întrebări sau... Da, în acest moment se pare că mai avem o persoană care a ajuns pe la Vama Uzicen și e posibil să urmeze tot acest circuit, să ajungă în zona de carantină. O informație... sau detalii pe acest subiect să vă oferim în acest moment, dar se pare că mai e o persoană. Și da, vor fi 4? Da, până acum sunt 3 și posibil, adică astăzi, da, să mai ajungă o persoană. Referitor la cei izolați la domiciliu, cât de strict este controlul lor? Pentru că am auzit cu toții că o anumită persoană care ar fi trebuit să fie izolată la domiciliu a fost văzută în cu totul și cu totul altă locație. Nu totdeauna informațiile se confirmă și aseară, de exemplu, au fost apeluri false și la ambulanță, cum că persoane care vin din Italia doresc servicii medicale, au ajuns cei de la ambulanță acolo și, din păcate, alarma a fost falsă. Noi am verificat, nu figurau persoanele lingurar pe adresele noastre. De asemenea, sunt zeci de telefoane cu tot felul de informații nu tocmai corecte. Legat de strictețea autoizolării, mă bucur că începând de ieri, în hotărârea numărul 6, este o declarație prin care cel care vine în țară consemnează că își asumă riscurile, cele cu amenda, cele cu dosarul penal și celelalte riscuri care pot să apară în eventualitatea în care ar putea să transmită boala. Sigur că la nivel local noi avem o legătură permanentă cu medicul de familie. Medicul de familie îi monitorizează pe toți cei care sunt pe lista lui și cei care sunt în comună. Autoritățile locale, primarii prin Comitetul Local de Situații de Urgență, prin asistentul social sau mediatorul sanitar sau asistentul comunitar, toți se îngrijesc ca aceste persoane să stea la domiciliul lor.
Noi verificăm telefonic, așa cum spune procedura. Deci sunt mai multe mecanisme care sperăm noi să dea rezultate bune. Sigur, nu putem acoperi 100%, până la urmă este vorba de autoizolare și înseamnă o responsabilizare a persoanei față de familia lui și față de comunitatea în care trăiește. Există o posibilitate de control a persoanelor care sunt autoizolate? Să avem un control asupra, nu știu, poate ele... Tocmai am spus, deci autoritățile locale, Comitetul Local de Situații de Urgență îi vizitează, medicul de familie îi contactează, noi îi contactăm telefonic. Este foarte... Da. La 247 de persoane este fantastic de greu și să punem omul și persoana tot n-am face față. Insist încă o dată, este vorba de responsabilizarea persoanelor. N-ai cum să faci altfel. Și faptul că s-a luat această decizie ca fiecare să completeze o declarație pe proprie răspundere, cred eu că îi responsabilizează și mai mult. Sunt din Zalău. Din Italia, vin din zona fierbinte. Nici nu știu cum să-i numesc. Sunt persoane speriate care doresc să obțină niște informații. Sunt persoane care doresc să plece în afară. Sunt persoane care testează vigilența telefonului nostru. Sunt apeluri false de toate felurile. Acesta este modelul de declarație pe care trebuie să-l completeze persoanele. Spații pentru carantină sunt suficiente? Deci în momentul de față noi ne-am asigurat că avem un număr, sperăm noi, suficient. Totul depinde de doritorii care vor veni cu mașinile mici. Pentru că, așa cum știți, de ieri s-a dispus oprirea tuturor mașinilor de transport persoane, peste 4 persoane, deci practic mașinile obișnuite de 4-5 locuri până la microbuse de 8+1 sau 7+1 pot să intre în țară. Deci va depinde foarte mult de modul în care cei de dincolo vor gândi vis-a-vis de perioada următoare. Câte locuri avem noi în momentul ăsta? În momentul de față sunt 60 de locuri. Cum vedeți dumneavoastră și restul membrilor constituiți de această situație de urgență, supărările apărute pe rețele, pe Facebook, pe rețele de socializare vis-a-vis de persoane care sunt în carantină, sunt, mă rog, în oraș, între oameni. Au fost niște comentarii foarte acide, să le spun așa, vis-a-vis am văzut. De da, am citit și noi. Sunt inerente. Am văzut grupuri pe Facebook, pe rețele de socializare, care abordau subiecte de acest gen. Foarte multe din acele atitudini vin de la o lipsă de informare. Noi, în fond, suntem autorități care gestionăm această situație și trebuie să definim, să delimităm spațiile de carantină. Păi unde să le facem? Nu le putem face publice, dar sigur că ne-am așteptat să avem reacții negative, să întâmpinăm o rezistență și mai mult pe seama faptului că nu se cunosc din punct de vedere medical anumite aspecte. Dar noi suntem cei care gestionăm aceste lucruri și trebuie să asigurăm aceste spații de carantină. Avem reacții negative, sigur, de la fiecare dintre acestea. De multe ori alertează cei care sunt implicați direct în gestionarea lor, dar ele sunt normale, dacă discutăm în acești termeni. Dacă îmi permiteți, în spațiile de carantină sunt persoane care vin din zone fierbinți, da? Dar asta nu înseamnă că sunt persoane bolnave. Sunt persoane asimptomatice până la testare. Sunt persoane sănătoase, nu pun niciun fel de risc. Și aseară am avut niște discuții într-un grup de al nostru. Nu cred că este o problemă pentru cei care stau în jurul secției de boli infecțioase. Secția de boli infecțioase este acolo de zeci de ani.
Toată lumea o cunoaște, toată lumea știe că atunci când are o problemă cu o infecție care ar necesita o internare, se duce la secția de boli infecțioase sau la secția de pneumologie sau la UPU, da? Nu cred că trebuie să fie o problemă foarte mare, pentru că aceste centre de carantină sunt create, sunt organizate tocmai pentru a aduce populației un plus de siguranță față de niște persoane care vin cu niște riscuri. Da? Deci noi acolo, popular sau mă rog, plastic, dacă vreți, încercăm să minimalizăm riscurile. Să ținem 14 zile persoanele respective până sunt testate și până când se dovedește că nu au niciun risc de a transmite corona mai departe. Cele trei persoane de aseară, pentru că au fost discutat subiectul, în cazul lor a fost aplicată procedura, cum au ajuns acasă, de ce au mai apucat să ajungă acasă, cum au fost ridicate apoi de acasă, dacă puteți să... N-au fost acasă. Din câte știu eu, n-au fost acasă, au venit în vamă, din vamă au venit cu escortă. Cooperare internațională, județe, nu? În cazul nostru a fost indicat de poliție, au așteptat la limita de județ. Și n-au ajuns într-un anumit cartier din oraș? Nu. Nu, au ajuns direct. Nu. Au ajuns direct acolo, da. La adresa respectivă. Prin ce vamă au intrat? Urziceni, în cazul lor. Și cea de-a patra persoană, spuneați, a intrat tot prin vamă Urziceni azi? Da, și o să avem mai multe informații astăzi. Cum sunt preluate din vamă aceste persoane? E o procedură la nivelul vamii, cu un formular și tot pe cooperare instituțională. Din punct de vedere medical, sanitar, mă refer, presupun că nu pot fi luați de o mașină a poliției sau a jandarmeriei. Depinde cum vin. În cazul lor, au venit cu mașină privată, proprietate privată, și au venit sub escortă, cu mașina lor. Au venit. Fiind de aici, din Sălaș, locuind aici. Și a patra persoană e tot din Zalău. Da, înțeles, da. Să vă întreb, câți medici avem pentru situația asta? Dacă cumva va evolua, câți medici pregătiți avem pentru a confrunta o astfel de situație? Poate puneți o întrebare mai punctuală. Câți medici infecționiști vă referiți? Da. Medici infecționiști sunt 6 sau 7 la Spitalul Județean, dar să nu uităm că în lanțul acesta, în primul și în primul rând, intră medicii de la ambulanță. Am putea să-i punem și pe cei de la ambulanță. Sunt cei care lucrează în UPU, unde ar putea să ajungă la un moment dat să fie consultați cei care sunt izolați la domiciliu și cei care au anumite acuze în acea linie separată pentru triaj corona. Pe urmă, sigur, în condițiile în care sunt bolnavi simptomatici, ajung la infecțioase, avem infecționiștii. Funcție de patologia care apare și funcție de complicații pot să ajungă la ATI. În condițiile în care, eu știu, e nevoie de diagnostic diferențial, pot să apară și alte specialități care să fie implicate. De aceea nu vă pot da un număr fix. Fiecare caz e un caz aparte care trebuie tratat cu atenție și implicat un număr oarecare de medici de specialități. Mă știe spitalul, are asigurat? Există, după cum bine știți, o aplicație, o platformă pe care se raportează zilnic de 2 ori, da, facem de la 8 la 9 alte activități de centralizare a stocurilor și raportăm la Ministerul Sănătății și la Ministerul de Interne stocurile de echipamente de protecție, de dezinfectante, de personal disponibil care lucrează în zilele respective. Da, în momentul de față există stocuri suficiente, mai mulți s-au făcut necesare, care au fost comunicate Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în așa fel încât să avem acoperit stocuri pe cel puțin 45-60 de zile de acum încolo. Mulțumesc!
se vor lua sau s-au luat? S-au luat deja, deja s-au luat. Am discutat cu cei de la Transurbis încă acum câteva zile. Le-am văzut procedura, le-am recomandat anumite biocide cu care ei să își îmbogățească, îmbunătățească procedura pe care o au în mod curent. Pentru cei dializați există procedură specială și de transport și de abordare separată pentru cei care sunt izolați la domiciliu și am avut un caz pe care l-am adus cu mașină de la Nefromed cu măsurile de precauție respective. În unitățile școlare sunt adrese atât de la noi cât și de la Ministerul Educației. O veste bună, de mâine riscurile scad pe acel segment și atunci va scădea presiunea și cu închiderea unor, sau mă rog, reducerea activității pentru anumite clase din unitățile școlare. Evenimentele programate în perioada următoare, știu și eu, spectacole, teatre, mâine, de exemplu, ar trebui să fie ceva teatru. Le-am discutat ieri în Comitetul de Situații de Urgență și am particularizat, sigur, pe județul Salaj. S-au luat câteva decizii la nivel național, pe care le știm, școli, transporturi și așa mai departe, dar în ceea ce privește organizarea de evenimente la nivelul județului Salaj, avem o procedură. Direcția de Sănătate Publică întocmește analiza de risc a evenimentului și au o procedură în acest sens, cu anumite punctaje, și dă un acord de principiu pentru cele care nu prezintă un risc ridicat, Direcția de Sănătate Publică. Dacă Direcția de Sănătate Publică constată că există un anumit risc, aducem propunerea respectivă sau discuția în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care se va întruni imediat și vom lua o decizie particulară sau în legătură cu acel eveniment. La nivel de Comitet Național știți că s-a luat decizia ca organizările de evenimente la care participă mai puțin de 200 de persoane nu prezintă un risc atât de mare și da, asta nu înseamnă că ne putem pronunța și noi dacă Direcția de Sănătate Publică spune că există un risc din acest punct de vedere. Cursurile școlare sunt suspendate în totalitate sau doar parțial în funcție de începând de luni? În totalitate, așa cum zice ordinul ministerului. Pe site-ul DSP deja din dimineața aceasta am postat un model pentru cererea acelui aviz, unde am solicitat și niște informații ca să putem face rapid comunicarea. Acceptăm solicitarea acelui aviz și pe mail, răspundem. Am mai solicitare penale în care au declarat altceva decât de unde am venit. Deocamdată. Deci nu m-am văzut. Deocamdată. Dar colegii mei sunt dispuși să răspundă oricărui lor de competență. Ținând cont că sunt două echipe de volei și de handbal, există șansa să se joace scurt în meciurile pe spectatori? Sau să analizați? Da, o să, v-am spus, să vă face o analiză a evenimentului, Direcția de Sănătate Publică, să vedem unde ne încadrăm din acest punct de vedere și se va lua decizii. Dar mai sunt organizatorii de evenimente care au luat anumite decizii. Ați văzut competițiile sportive la nivel național. S-au jucat fără spectatori și în alte țări s-au luat măsuri de genul ăsta. Regula e că organizatorii ne înștiințează. Foarte mulți și-au anulat acțiunile, de exemplu 15 martie, dar cred că e, mă rog, activitățile respective sunt anulate. Și dacă insistă să organizeze, vom face o analiză punctuală. Cât timp durează să primiți de la Cluj rezultatele pentru în carantină? Deci, în general, 24 de ore.
Noi le recoltăm în cursul dimineții, le trimitem și probabil pe mâine deja avem rezultatul. Procedura de efectuare a testului este destul de lungă și nu se face fiecare test individual, se face un cumul de teste. Procedura în sine durează 6-7 ore. Ați observat că numărul persoanelor care sunt izolați la domiciliu a scăzut, pentru că deja au și ieșit foarte mulți. A trecut, a expirat perioada de 14 zile și... Da, pentru că în ultimele 3 zile deja avem un minus 50 de persoane izolate. Deci peste 100 de persoane au ieșit până acum din izolare. Da. Și persoanele aceste izolate provin mai mult din mediul rural, urban, zale, pentru că se știe că la noi sunt multe comunități, da, mari, în Chilioara, așa, care sunt plecați la... Dacă doriți să aveți o idee, 28 de unități administrative teritoriale nu au nicio persoană izolată la domiciliu. 28 de OAT-uri. 5, nu putem să le facem publice, 5 sunt care au peste 10. Peste 10. Cele mai multe au până la 10. Nu toate aceste persoane au fost în Italia, pentru că în momentul în care vine o persoană din zona fierbinte și intră într-o comunitate, într-o familie, izolăm tot ce prindem în casa aia, da? Deci că-i bunic, că-i mătușă, se izolează cu toții. Deci, dar în general, recomandările au fost ca să-și aleagă acele locuițe, acele destinații în care numărul persoanelor cu care intră în contact să fie cât mai mic. Și avem situații în care au preferat să meargă în locuințe la țară sau și-au trimis copiii de acasă la bunici sau au ales să împartă o locuință, doi cumnați, de exemplu, ca să nu pună două familii în pericol. Mai sunt întrebări? Sau intervenții din partea colegilor?